Ce fac acum delfinii diferit față de ce făceau în urmă cu, să zicem, un an de zile? Lucrul cu animalele este caracterizat printr-o progresivitate. Nu putem să schimbăm de azi pe mâine ceva. Asta pe de o parte. În ceea ce ne privește, noi respectăm animalele și bunăstarea lor este importantă pentru noi. Este un obiectiv al nostru. De asemenea, există o tendință internațională. Uite, și Parlamentul deja începe să gândească o soluție pentru a nu mai permite spectacole cu animale care să depășească nivelul biologiei lor, să le transformă pe acestea în păpuși, în jucării. Chiar dacă pentru copii această abordare, la prima vedere, ar putea să pară ca o pierdere, realitatea nu este asta. Realitatea este că ei, mai deștepți decât noi și mai puternici decât noi, fiindcă vor fi mai puternici decât noi cu tehnologia pe care o vor avea la dispoziție când vor fi de vârsta noastră, e bine, ei pot înțelege că aceste animale merită să fie respectate și toate comportamentele și toate mișcările și toate relaționările pe care le avem cu ele să se mențină în contextul natural, în contextul biologic al lor. Nu transformăm delfinariul într-o lecție de biologie seacă, pură și simplă, respectiv o lecție de biologie în care doar să ne arătăm animalele pe care le avem, ci rămâne în continuare o reprezentație. O reprezentație prin care comportamentele lor sunt prezentate într-o manieră sau într-o modalitate naturală, într-o modalitate și științifică, dar în același timp și atractivă, fiindcă este foarte important ca oamenii să fie tentați să vină, să învețe și de aici să plece îndrăgostiți de aceste animale și cu o responsabilitate și cu o sarcină în minte și în suflet de a le îngriji, proteja. Nu numai delfinii, ci și alte animale suferă de prezența noastră, de caracterul invaziv al speciei umane și în consecință merită toți copiii să învețe să facă mai lucruri mai bune decât am făcut noi. Cu alte cuvinte, ce nu mai fac delfinii sau ce au învățat nou să facă? Nu mai facem de prin martie trambulina. Trambulina era spectaculoasă, dar în același timp aducea o conotație de zdroabă, de chin al animalului pentru a-și primi peștele. Nu mai facem numere care pot să fie considerate cam circărești, ca de exemplu mingea pe nas, cu cerculețul, comportamente pe care delfinii le făceau cu plăcere, însă comportamente care în mintea multora dintre noi sunt asociate cu o formă de forțare a animalului de a-l aduce într-o situație de a-l transforma în jucărie. Am înlocuit aceste comportamente, fiindcă vrem să ne menținem în continuare atractivi, am înlocuit aceste comportamente cu elemente care conțin și spectacol, conțin și interes, dar în același timp transmit un comportament natural, transmit o informație. Și această informație este foarte importantă pentru noi, fiindcă noi subliminal le spunem oamenilor că sunt mamifere, că au evoluat de 55 de milioane de ani, că aceste animale sunt adaptate mediului acvatic. Minunat, excepțional, dar cu anumite imperfecțiuni pe care merită să le învățăm și care constituie într-o oarecare măsură lipsul lor sau riscul lor în contextul interacțiunii cu omul cu caracterul invaziv al speciei umane. Cum credeți că percep delfinii această schimbare de comportament și lucrurile pe care le fac în timpul spectacolelor? Dacă am putea face schimbări în fiecare săptămână sau lună, pentru ele, pentru cele două femele de afalin, ar fi excelent. Fiindcă sunt animale inteligente și tentate de schimbare. Tentate de o îmbogățire stimulativă a mediului. În acest context am introdus un comportament acvatic împreună cu dresorul. În acest context introducem în viitorul apropiat, vom introduce și interacțiuni cu vizitatorii care doresc să înoate cu delfinii. Iar nu în ultimul rând, din septembrie, delfinoterapie. Delfinoterapie prin care vom studia cât de mult înțeleg aceste animale, rolul lor terapeutic. Sunt foarte multe curente științifice care
susțin că animalele care sunt folosite în terapia asociată sau terapia cu animale, aceste animale își înțeleg vocația sau rolul terapeutic, câinii își înțeleg și caii își înțeleg rolul lor și se comportă diferit atunci când au pacientul, bolnavul, în față sau pe spate, cum e calul, iar delfinii cu siguranță au mai multe de spus, fiindcă ei spun și altfel decât o spun restul animalelor, nu numai prin limbajul corporeal și nu numai prin relaționarea cu omul, ci și prin mimică, ci și prin sunete. Și vrem să captăm aceste sunete, să vedem cum ne cunosc, cum ne scanează pe noi. Ei ne văd cu 6 ochi. Ei ne văd cu 6 ochi, așa cum noi vedem stereoscopic cu 2 ochi. Ei au o vedere stereoscopică cu ochii pentru apă și pentru uscat, prin fanteriene diferite, au practic două irusuri pe fiecare ochi. Iar mai mult, în momentul în care emit sunete și primesc înapoi reflectate aceste sunete, ne scanează cu aceste sunete, practic este vorba de o vedere bioacustică.